Acest video, precum și multe altele explicate, le găsiți pe platformă. Deci, la orice tunsoare de băieți, să țineți minte. Stabiliți lungimea cu clientul. Da? Să zicem că începeți cu plăcuța numărul 1. Se începe din partea dreaptă. Niciodată nu se urcă mai mult de 2 degete. Fie că începe cu plăcuța numărul 1, numărul 2, la orice tunsoare bărbătească, din dreapta, coborâm 2 degete, mergem, da? Până în partea stângă. După ce am terminat, cu aceeași plăcuță să zic că am început cu numărul 1, o înclin. Revenim în partea dreaptă. Deci dacă am intrat prima oară cu 1, cu dinții lipiți, da? Când revenim, acea bordură care rămâne, doar înclinăm mașina și dăm pur și simplu pe dungă. Nu avem ce căuta cu ea lăsată în sus, că vom lăsa altă dungă. Da? Deci dacă am început cu 1, am înclinat, dăm doar pe dungă și deja am pierdut, fără a pune plăcuța numărul 2. Sau puteți schimba plăcuța, veni cu plăcuța numărul 2 și dăm doar pe dungă. Deci sunt mai multe modalități, de asta zic că nu e ceva fix. Trebuie să vă faceți stilul vostru. Asta încerc să vă explic.